Cât pui de iepuri au fost mai bine obișnuiți încă din în perioada lăptării să consume hrană vegetală, cu atât vor suporta mai ușor criza cauzată de la trecerea regimului la, regimul, la tag la cel vegetal. Pentru a reduce din efectele acestei crize, înțărcarea trebuie să se facă în mod trepta, respectiv și se vor izola în timpul zilei de mama lor 3-4 zile la rând și se vor lăsa să sugă numai noaptea. Pentru a preveni congestionarea ugerului la epuroai, că nu se vor îndepărta cu ocazia înțărcării toți puiul deodată și numai câte 1 doi în fiecare zi, Prima dată masculii sau pui mai bine dezvoltați, iar apoi în decurs de 4-5 zile și ceilalți. În mod obișnuit, la vârsta de 4 săptămâni se înțarcă puii destinați producției de carne, iar la 8 săptămâni cei destinați reproducției. Ideea țărcării timpurii a epurașilor nu este nouă și a fost experimentată cu succes de crescătorii americani și cercetătorii francezi. Este cunoscut faptul că epurașii încep să iasă din culcuri la vârsta de 12-15 zile în timpul verii și la 18-21 de zile în timpul iernii. Iepurașii la această vârstă pot să consume nutrețuri diferite de laptele matern. Cu cât iepurașii au avut în primele 25 de zile de viață mai mult lapte matern, cu atât vor consuma mai multă hrană uscată în momentul înțărcării, adică tocmai în momentul în care cresc cerințele nutritive ale iepurașilor și scade cantitatea de lapte matern produs. În privința producției de lapte a iepuroaice se știe că în prima zi de lactație produce aproximativ 40 de grame de lapte pentru a ajunge la circa 220 de grame după 20 de zile cu medie zilnică de 140 de grame. Așadar, se constată o puternică creștere a producției de lapte în cursul primelor trei săptămâni, urmată de o descreștere de asemenea foarte accentuată. Deci e atinge maximum producției zilnice de lapte la 21-22 de zile de la fătare 220 de grame. La 42 de zile producția scade la 110 grame, la 60 de zile scade la 60-70 de grame, iar la 70 de zile la 40-45 de grame. În realitate, atunci când alăptarea se prelungește până la 60 de zile de la naștere, cât mai reprezintă aportul matern în alăptarea unui epuraj de circa 2 kg greutate vie, cantitativ aproape nimic fiind mai curând o manifestare a lăcomiei de viciu sau de distracție din partea iepurașului. În cursul primei săptămâni de viață, un epuraj poate să consume în 24 de ore o cantitate de lapte egală cu 15-20% din greutatea sa. Acest consum se reduce pe măsură ce animalul începe să mănânce și alte nutrețuri. Este deci convenabil să practice înțărcarea cu cât mai repede posibil. Într-adevăr, înțărcarea condiționează în fiziologia animalului tânăr declanșarea mecanismelor digestiei și asimilării nutriților în celelalte perioade ale vieții sale și în perioada în care urmează înțărcări. Astfel, în lumina tehnicilor de alimentare modernă și raționale, s-a ajuns să se recomande înțărcarea timpurii a iepurașilor, pentru ca ei să poată fi puși cât mai repede posibil la acest regim de alimentare ca și adulții regim care condiționează o creștere rapidă în a doua perioadă de existență a lor și totodată o producție de carne de calitate superioară. Temperaturile de sub 10 grade provoacă diverse afecțiuni respiratorii ce pot aduce la moartea animalelor. De asemenea, și temperaturile ridicate de peste 27 de grade au efecte negative asupra sănătății iepurelui. Bolile se manifestă în general prin scăderea poftei de mâncare, excrementele mai puține sau mai mici. Dacă știți că unul dintre iepuri este bolnav sau credeți că este bolnav, trebuie să fie izolat pentru a-i proteja pe ceilalți. Cușca pentru asemenea iepuri trebuie să fie la o distanță de cel puțin 10 metri de celelalte. Dacă iepurii bolnavi sunt prea aproape de cei sănătoși, nu este exclus ca boala să răspândească rapid și să să-i molipsească și pe ceilalți sănătoși. Iepurii bolnavi trebuie să fie hrăniți ultimii. Astfel, boala poate fi transmisă la cei sănătoși prin mâinile crescătorului. După ce ați hrănit iepurii bolnavi, spăla bine mâinile. Când iepurii bolnavi sunt luați din cușca de carantină, aruncați toată mâncarea care a rămas. Această cușcă particulară trebuie să fie curățată obligatoriu de două ori pe săptămână cu soluții înălbitoare de 3-5%. În caz contrar, următorii iepuri puși în aceeași încăpere se pot îmbolnăvi cu ușurință. Când cumpărați iepuri noi, veți pune în cușca de carantină pentru o perioadă de minim 30 de zile ca să fiți siguri că sunt sănătoși și nu bolnavi, după care le veți administra vaccinurile corespunzătoare. Iepurii care primesc apă curată, mâncare bună și sunt întreținuți în încăperi curate vor fi niște iepuri sănătoși. În continuare doresc să fac o promovare acestui canal de YouTube, dacă doriți să vă abonați și la el, veți găsi linkul în descrierea acestui video.